Una, suntem în siguranță și atunci când suntem în vacanță. Invitata mea de astăzi este Iulia. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit! Ea întotdeauna, când o sun, ea e în aventură. Adică unde ești, sunt acolo. Și tocmai pentru că studiază foarte mult acest domeniu al vacanțelor și călătoriilor, merge să testeze chipurile ce se întâmplă prin lume. Dar și vedetele noastre fac același lucru, testează, merg în vacanțe și se bucură de viață, așa cum ne dorim cu toții. Și o să încep prin a cere sfatul specialistului Iulia Diaconu, să vedem ce vacanțe urmează și unde ar trebui să mergem, luând exemplul vedetelor. Prima vedetă pe care o avem în vizor este chiar Delia și să vedem acum unde îi place Deliei să călătorească. O să vedem și imagini. Dar spune-mi tu ce observi acum. Delia noastră este acum în imagine în Como, corect? Da, mai degrabă la Tremezzo. Așa. Tot pe malul lacului Como. Am fost și eu în mai aici, de asta recunosc bine imaginile. Deci am avut dreptate că da. Ești în călătorii. Exact. E o idee bună de vacanță și dacă nu ești pasionat de hiking, cum este Delia, poți merge cam în orice perioada anului, cu bilet de avion către Milano, tren 40 de minute până la Como și de acolo îți alegi ce vrei să vizitezi. Rămâi în Como sau mergi cu autobuzul până în Tremezzo sau mergi la Bellagio. Sunt foarte multe cazări frumoase pe malul lacului și hoteluri de lux și vile. Poți și prețuri? Prețurile pentru toate buzunarele. Foarte important. Asta o spun că am și participat. E târgul de Crăciun de la Como. Absolut, da, fascinant. Că tot încep târgurile de Crăciun. Târgurile de Crăciun. Da. Târgul de Crăciun de la Como este fascinant. Este absolut superb. Vi-l recomand din suflet, duceți-vă, să se ducă, duceți-vă și o să aveți parte de o experiență incredibilă. Tu ce ți-ai luat de acolo? De la măi, toate tâmpenile, îți dai seama, Oana. Ce ți-ai luat? Tortă dulce, toate marafeturile, toate brizurile. De toate... mâncare. De mâncare am încercat să mă pot... Sandwich, acolo e cel... Nu e neatât de bun ca asta, dar că sunt și sandwich pe acolo. Sandwich-urile nu, dar tot ce înseamnă turtă dulce, tot ce ține de partea asta... Ce ține de sărbătoarea de iarnă, de Crăciun... Da, vreo șapcă, ceva ți-ai luat? Mă, șăpcuțe nu. Nu. Nu, erau doar căciulițe în stil Moș Crăciun. Așa? Moș... Deci Zara și-a luat căciuliță de la Como. Știre, preluați, dragi colegi. Da, neapărat. Hai să vedem ce spune prietena noastră și specialistul nostru despre următoarea vizată și anume Andreea Marin, care iubește capri. Și mie îmi place, recunosc. O să te rog să ne spui puțin despre capri. Ce părere ai și dacă ne recomanzi capri pentru o destinație de iarnă, câte grade or fi acolo iarna? 20 maxim. Dacă e de recomandat să... Știu că vorbeau localnicii că se închide totul iarna și nu prea mai e mare. Da, asta voiam să spun. Nu, decât să stai în hotel, la piscină, să ai și saună sau un centru spa și cam atât să te bucuri de peisaj, că de fapt asta e cel mai important. Bine, dacă te invit așa un conte italian și... Exact, nu? Da. Și programul feribotului nu mai este același ca pe timpul verii, că din Napoli trebuie să treci cu ferii până pe insulă. Doar și în sunt not. Mai... Da, în nord cine rezistă. Și în general e o destinație de vară. Capri. Și scump, ieftin, cum e? Foarte scump, aș zice eu. Da. Adică putem să comparăm o săptămână în Capri cu o săptămână în Maldive. Sau la Mamaia. Sau la Mamaia, da. Vai, cât de rău sau ești. Sau Poiana Brașov. Eu susțin litoralul românesc și dacă nu... Uita, nu uita, Mamaia e mai scumpă și decât Dubaiul, să ne înțelegem. Într-un weekend... Doar un weekend la Mamaia, cred că stai vreo 7 zile, dacă nu mai bine de 7 zile în Dubai. De Revelion în Mamaia plătești 2000 de euro, de Revelion în Egipt plătești tot 2000 de euro și ai all inclusiv. Da, și merge... Plus Marea Roșie, scufundări, etc. Da, exact. Adică oferta e cu totul alta. Ne putem scufunda și în Marea Neagră la noi, dar nu știm dacă mai ieșim. Nu știm dacă mai ieșim. Păi da, vezi?
Doamne ferește, bun, mai bine nu. Măcar nu avem rechin față de Hurghada. Da, eu susțin litoralul românesc și chiar dacă stai într-un apartament și îți faci o salată în cameră, eu zic că mergeți măcar o dată la mare în România și la munte în România, să nu fim snob și să plecăm doar peste hotare, că până la urmă e țărișoara noastră. Da. Hai să vedem ce mai avem aici. Andreea Raicu, la fel vedeta noastră care iubește călătoriile, care este în aceste imagini în Mexic. Filmările sunt mai vechi. Ce se întâmplă acum în Mexic? Îi recomandăm telespectatorului nostru să meargă în Mexic? Mai chiar... poate să meargă telespectatorul nostru în Mexic? Nu, sau foarte greu. Sunt niște restricții de la începutul anului. Sunt avertizări pe mai din cauza migrației celor care vor să intre ilegal în Statele Unite. Cam toți românii sunt respinși când ajung în Mexic. Se recomandă celor care vor musai să-și încerce norocul să aibă o asigurare, să-i despăgubească în caz că nu mai pot să intre, deși foarte greu să găsești un asigurator să-ți ofere asta. Și neapărat cu o agenție de turism, cu un ghid care să te însoțească, trebuie să ai totul foarte bine pus la punct, programul pe zile, ce faci acolo, unde te cazezi, cu ce te duci, trebuie să fie totul foarte bine pus la punct. Ți se cer și niște extrase de cont din țară sau facturi de utilități să le prezinți, dar chiar și așa poți să fii respins. Și am avut turiști care au fost respinși, da? Sunt puși pe următorul zbor înapoi spre țară și pierd banii de cazare, de transport, deci și-au mai achiziționat în avans. Deci mai bine nu în Mexic în această perioadă. Aceasta nu. Dacă se anunță altceva, vor apărea informările tot pe maie. Sau cine vrea în Caraibe ar putea să meargă în Dominicană sau în Cuba sau Barbados, Martinica, sunt foarte multe insule pe lângă Mexic. Poate nu este același lucru, dar sunt tot în Caraibe, tarifele sunt aproximativ la fel. Există pachete cu plecare din București sau din Madrid pentru cei care stau în Spania și vor ceva mai exotic. Ce părere ai de genul acesta de alegeri pentru iarnă? Ție-ți place să mergi iarna într-o țară călduroasă sau mai degrabă la undeva? Eu sunt mai mult cu frigul decât cu căldura. Mi-ar plăcea mai degrabă să merg să văd aurora boreală în Norvegia, da? În Norvegia, că am găsit un orășel în nordul Norvegiei și am înțeles că e cea mai frumoasă aurora boreală. Mai puțin, bine, exceptând Islanda, dar tarifele pe Islanda sunt foarte, foarte, foarte mari și o variantă mai accesibilă de a vedea aurora boreală ar fi din nordul Norvegiei. Bun, hai să vedem destinația preferată a Inei și anume Ibița. Cel puțin imaginile pe care le avem denotă că e foarte frumos, dar întrebarea noastră este dacă iarna e ok să mergem în Ibița. Ce zici, draga mea? Nu. Nu? Nu. De ce? Tot închis, cred că te duci în Ibița odată pentru plajă și odată pentru petreceri, discoteci și din câte știu eu se închid cam în septembrie. Am fost săptămâna trecută în Spania, în Valencia, lângă Valencia și era cam tot închis. Adică la prânz nu am găsit niciun supermarket, niciun magazin, nimic, nimic, nimic. Totul era închis. Puteam mânca doar la hotelul pe care îl aveam achiziționat. În rest era tot închis și mă gândesc că fiind într-un oraș închis și pe insulă mai ales. Da, ce părere ai așa în general, ce ai observat? Românilor le plac aventurile sau sunt mai pe cu mincior așa să meargă într-un all inclusiv, să mănânce, să se liniștească, să se odihnească? 60% all inclusiv liniște și 40% aventură. Cel puțin clienții de anul acesta, majoritatea au preferat să meargă într-un resort, să nu știe de nimic, să nu iasă, dacă se poate din resort, să facă totul acolo, să se odihnească. Mâncare multă? Exact. Sau cât mai multă, da. Gratis, sau ce preferă, cum zic, ce întrebări pun, ce întrebări îți adresează? Prima întrebare adresată este asta cu mâncarea. Cum este mâncarea la hotelul pe care îl alegem? Exact. Bază. Da, și băutura e pe locul 2 Da. Mai întreabă de băuturile alcoolice, dacă sunt sau nu incluse. Sau bărbații, ce... Da, exact. Așa. Pentru că femeilor le e jenă, dar întreba și ele. Exact, așa. Da. Așa? În general, doamnele decid, bărbații plătesc. Bărbații plătesc? Da.
Ai văzut tu cardul pe numele lor? Că... Cam, da, sau domnii fac transferurile, dar în general până nu decide domnii soția... Domnii soții sau iubiți? Cum e? Și soți și iubiți și... Ce ziceți, băieți? Cardul vostru e pregătit? De obicei, da? Acum în funcție de cine cum merge în vacanțe. Așa? Dacă mergi cu soția, cu soțul, soț, soție, clar se plătește la comun. Când vine vorba de amandlâc, logic, amantul plătește. Deși să, o să râdeți, o să râdeți, dar sunt și cazuri în care doamnele plătesc bărbații cu care merg. Corect. Pentru că eu sunt am doamne avut... care merg însoțite de amanți. Am și avut o situație. Asta. Soția a plătit vacanța familiei, soț, copii și așa mai departe. Soțul a plătit vacanța în care a mers cu amanta. Foarte frumos. Aflăm niște lucruri aici absolut extraordinare, că nu degeaba este exclusiv. Da. Bun. Să vedem Dubaiul, ce înseamnă pentru Andreea Bălan și ce părere ai de vacanțele în Dubai. Aș zice că sunt supra-saturate că toată lumea merge în Dubai, dar după ce am fost acolo, am zis că e ultima destinație pe care vreau să o văd în viața asta. Și când ai fost? În ianuarie anul acesta. Așa. Și aș repeta. Te mai duceți? Da, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut o destinație accesibilă, deși toată lumea compară Dubaiul cu lux și opulență. Poate depinde și unde stai. Poți și făcând... Nu neapărat opulență, da, nu? Da, exact. Poți să mănânci de la supermarket sau de la pizzerii, că sunt foarte multe, shawarma, depinde și ce-ți dorești. Dacă vrei hoteluri de lux și restaurante de lux, atunci trebuie să ai și bugetul pe măsură. Deci ultima știre este că în Dubai a devenit mai ieftin decât în România. Da, și asta odată că am trăit eu și mai spun persoane care pleacă cu ghiozdanul în spate să vadă ceva nou și mi-au zis, știți că am cheltuit mai puțin în Dubai decât aș fi cheltuit stând acasă. Foarte drăguț. Deci o destinație care nu trebuie ratată. Dar spune-mi, de ce există concepția asta că nu în Dubai, vai, nu m-aș duce? Zi-mi în două cuvinte și suntem pe final. De ce spune în general românul că în Dubai nu, acolo nu vreau să merg? Poate că nu aud niciodată nimic de rău despre destinație și zic că e o invenție, că e totul bine. A, înțeles. E prea bine adică ca să fie adevărat. Exact, da. Am înțeles. Specialistul nostru ne-a dezvăluit foarte multe mistere astăzi și mulțumim frumos. Mulțumesc și eu, Iulia, de invitație. Câteva momente de publicitate și revenim, pentru că în bucătărie deja se întâmplă lucruri, dispar sandwich-uri, deci, Doamne, publicitate, să ajung și eu să prind unul.